Hei, salut! Hei, salut! Bă, nu e unul mai fără mici, grătare și iarbă verde. Iarbă verde, aici am balcon. Și-a pus vecinul gazon jos. Mai poți, mai poți? Numai bere, numai carne. Ce zice fica tu, Vlade, ha? Cine l-a întrebat? Hai, puneți pe grătar ce ați adus. Da, îl punem pe Nicu în loc de Selina pe grătar, că... Eu nu mai pun gura pe mâncare, mai ales pe carne, 2 săptămâni. Nu mai vreau să văd carne. Ce? Ce? Tu ai ras sarmalele din frigider înainte să plecăm. Ultimele. Da, ultimele 20 le-au ras. Pe atunci merge o bere rece, a? Du-te, du-te cu berea asta, e moartea pancreasului. Du-te de aici cu berea. Taci, mă, că ai băut 2 beri la benzinărie înainte să ajungem. Dacă era coadă, mami, ce era să fac și eu zi acum? Era coadă. Unde-i Cami? Face salata. Înăuntru. Sălățică, țică, țică. Ați observat, mă, că și la grătar femeile fac numai lucru ușor, numai treaba ușoară o fac. Da. Hai mă duc și eu să o ajut un pic cu salata. Hai, du-te că eu mai stau să-l convertesc pe Vlad la veganism. Convertește. Auzi, dacă tot face sălățica aia, face și un mușdei lângă ea, dar știi de care? De la trăznie, să-ți iardă pe gât, să-l simți și a doua zi. Hai. Alu, băi, ești nebun? Ce? Stai și-o cum pup? Pe gură. Cami! Zic că nu-ți place un pic de mușdei lângă cărnăria asta, a? Bă. Taci că ea pleacă în schimbul 3 și eu mă duc la... La... Bă, te felicit. Hai să punem legumele pe grătar. Vlad, mie poți să-mi spui, de ce boală suferi? Bă, nu cred, adică ultima oară când m-am verificat eram chiar ok și cu colesterolul și cu... Păi cum să pui, mă, lângă carne, legume pe grătar? Asta e o blasfemie. Nutriționiștii ziceau că e bine. Nutriționiștii, mă, uită-te acolo, mă, nici nu știu să sfârie legumele alea. Ce-i drău că-s timide. Zici că student e în anul întâi. Nici să se ardă, nu știu. Mă, Vlad, fii serios, ce-i acolo, aprozar, ciuperci, ardei, ce mai urmează? Păi dacă sparanghel nu era? Nu. Că nu mai merg românii în Germania să-l culeagă. Hai, mersi că ați trecut. Mersi fain, Vlade, mersi frumos. O fost, na, a fost decent, dar mergea mai bine un ceaun. Îți spun sincer că mergea mai bine un ceaun. Ce ceaun, Nicu, că i-a mâncat toți micii, n-a apucat săracul să guste nici măcar unul. Ceaun. Lasă, data viitoare faci un ceaun, Nicu. Atunci să cumperi așa, 2-3 kg de carne de vițel, un ciolan cam așa la un kil, un kil jumate și cârnați, cârnați, musai afumat. Și tu? Și el nu vezi că a venit numai să mănânce. Îi place. Și eu vin să te învăț să faci ceaunul, bă. Nu să-l prăjești ca pe mici. Hai să mergem că te-ai prăjit tu destul. Mersi mult. Ceau, ceau. Doamne ferește, dau unul mai bun ca tine, n-am găsit. Ieși afară.